Am pregătit mâncarea la fete. Nu este dimineață, e amiază. Aici am ciorbă de legume doar. Se ia o lingură. Fără carne. Da. Sunt doar legume. Și am făcut o omletă cu bacon și salată de roșii cu castraveți, pâine. Aici am un suc. O să bem și un pic de suc. Și asta o să mâncăm acum. Adela mănâncă doar salata. Astăzi am început vlogul destul de târziu, de la amiază am început să filmez, pentru că de dimineață m-am simțit cam rău așa. Aseară a vomitat Adelina, eu fost rău, a vomitat și ieri toată ziua nu vreau să o simți bine. Și azi dimineață m-am trezit eu așa cu o stare de rău, mâinea să vomit, mă doia capul, cred că e un virus ceva. Dar mi-a trecut și mie și lui Adelina. Și am început vlogul la amiază pentru că a trecut vreo 3 zile și n-am postat nimic. Și trebuia să fac un vlog. V-am arătat că am mâncat la amiază. De dimineață le-am dat la fete ceva foarte ușor, așa și puțin, nu prea am putut să stau să-i fac. Și la amiază le-am făcut omletă cu salată și ciorba aia de legume. Și acum Cosmin e plecat cu Alexa la fizioterapie și când vine trebuie să le pun să mănânce iarăși. Am pus să fac niște aripioare de boi, mi-am fiert și acum trebuie să le prăjesc cu pireu de cartofi și, nu știu, castraveți murați și o să mâncăm. După aia Cosmin pleacă la muncă, Adelina doarme acum, dacă nu o vedeți pe aici înseamnă că doarme. Rutina noastră, care o știți deja. De dimineață Cosmin a fost la mini-job și trebuie să mă gândesc ce fac de mâncare pentru de seară. M-am gândit să fac niște carne cu sos de roșii în cuptor și salată de varză. Și cred că asta am să fac. Mă pot să fac niște clătite acum, cât doarme Adelina și Alexei la fizioterapie, să fac niște clătite. Cartofi fierb. Gata și a luat-o, o ieșit cam mult a luat, trebuie să mă dau la făcut că o să iasă o grămadă de clătite. S-a trezit și Adelina și am pus papi. Vrei castravete? Da. Da?
1, da? E gata și papa. Trebuie să ajungă și Cosmin cu Alexia. Am pregătit și pachetul pentru soțul meu. I-am pus același meniu care va mânca și acum. Nu am făcut două feluri pentru că îmi era foarte greu și nu prea am timp. Și am pus și două clătite. I-am pus o clătită cu cremă de ciocolată și una cu dulceață. Încă nu i-am pus capacul la caserole. Capacul pun înainte să plece el. Și ăsta o să fie pachetul lui pentru muncă. Acesta e cabai, o fitei, o trecutuci, o cositei, una ceai, o te pepite, o te pomotei, o reclătită, o cocie de lei. Vrei spa? Nu. Vrei? Nu, eu cumpăr de. Nu vrei? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ei, hai, țepă! Nu mai țepi? Aici am haine de pus la uscat. Trebuie să ies pe balcon să le pun imediat. Și pe canapea am haine de împachetat. O grămadă. Acum mi-am făcut cafea. Mi-am pus frișcă. Se topește frișca până o beau eu. Oricum e fierbind din o beau acum. Nu mai țipa. Hai să împachetăm hainele. Da. Mă pun și eu să împachetez hainele, să dau cu aspiratorul și după aia să pun carnea la cuptor și am terminat treaba. După aia ne jucăm. Vrei să ne jucăm? Da. Oricum, noi ne-am jucat, ne-am cuprins, ne-am iubit. Cât timp a dormit Alexia? Cum s-a trezit Alexia? Hei, mami! S-a trezit și prințesa lui mami! Gulița! Unde e Gulița? Alexia! Alexia! Ce faci, mama? Ce faci, iubita mea? Nu vrei să mă bagi în seamă? Te-ai învârtit cu spatele? Nu vrei să mă bagi în seamă? Ia uitați-o pe Adelina, gospodina. Adelina e tată gospodină fiecare zi. Își calcă hainele. Se învârte și ea cu spatele la mine. Noi ne jucăm aici cu cuburile astea, că nu prea am loc. Să ne jucăm un pic. Ia uitați și construiește Alexia acolo. Dacă o bagă seamă numai, ea încearcă acolo. Aia e una singură, mămică, nu-s două. Scumpa mea! Wow, ce-a făcut Adelina! Wow, bravo, Adelina! Bravo, mami! Bravo, bravo! Uite că se chinui și Alexia acolo. Uite și Alexia! Uite așa! Bravo, Alexia! Bravo! Bravo! Eu am pus carnea la cuptor, e aproape gata, o mai las 2 minute și gata. Și acum mă apuc să toc varză, să fac o salată. Bote? Doar varză, sare, ulei și oțet. Altceva nu pun pentru că n-ar mâncat. Nu, ce varză? Varză. Varză.
Imediat mâncăm, Alexia deja țipă, că e foame rău. Imediat trebuie să fie gata. Mami, da? Eu am trei timp, am întins haine, am dat cu aspiratorul, m-am jucat cu fetele. Da. Am mai făcut multe lucruri, dar n-am filmat. Da. E 7:20, trebuie să dau și medicamente. Ia mânuța un pic. Papa, fata, salată? Da. O trebuie pentru lumea. O mânuță, Didi, te rog! Guci, se ia bubă. Astăzi am mai întâmpinat o problemă. Hai să cazi! E pe minge acolo. Alexia nu mai vrea să fac fizioterapie. O dus-o Cosmin azi la fizioterapie și nu a vrut decât 10 minute să fac fizioterapie. Și de mult avem problema asta, nu mai vrea să facă. Nu știu ce o să facem. Trebuie să o convingem cumva să facă din nou. Face 10 minute, după aia începe să plângă, să mățe, să cațără în brațe, să nu mai vrea să facă. Țipă. Sper să-și revină. Ducuți-te înapoi! Ce faci, tu și tu? Care nu taie. Toacă și ea acolo. Face și ea mâncare. Hai că-ți dau o frunză, na. Bun așa? Mă... Uitați și gospodina. Ai grijă că te lovești cu aia, mamă. Babă! Câte o bucată, termină din guriță și paie mai faci una. De pupic. De pupic. Câte o bucată, Alexia, ești culmea, nu. Fac din guriță. Așa, acum o pus baleta. Am pregătit fetele de somn, le-am schimbat, le-am pregătit. Sunt foarte extenuată. Lasă că-ți faci, mami, că o poți. Am adus ăsta ca să fac baloane. Facem baloane? Așa, înainte de culcare. I-am dat medicamentul lui Alexia. Și tot timpul când îi dau medicamentul, seara special, dimineața nu cred, dar seara, trebuie să mă gândesc de două ori dacă îl am dat. Am senzația că îl am dat. Și mă tem să nu îl mai dau o dată. Nu știu. Am să fac un tabel pe o săptămână. Și de fiecare dată când îi dau medicamentul să notez acolo cu un X sau cu ceva ca să știu că îl am dat. Să nu mai am gândurile astea în minte. Că oare am dat medicamentul? Dacă eu l-am dat de două ori? Dacă nu îl am dat? Uit în ultima perioadă. Uit foarte tare. Faci, mami. Ce cât este jos acolo.
Păi du-și le prinde acolo, nu le prinde direct, că nu mai le pot face. Du-te acolo și le prinde. Stai suflă. Dar nu așa, mă, mică. Tu pap. Nu așa, vin încoară. Stai, mă, pa. Suflă. Bravo! Suflă. Dar nu apropie așa de tare. Wow, suflă. Noi vrem să încheiem vlogul. Îmi bagi în ochi? Da. Ce-ai făcut? Ia faci baloane. Baloane. Baloane faci. Da. Da, dai apa pe jos. Da, uite. Și am vrut să încheiem vlogul când ne vedem foarte albi la față, când nu-i lumina afară, e noapte de acum. Alexița se joacă acolo. Și asta a fost și pe astăzi. Dai apa pe jos, Didi. Ba! Spune vă mulțumim pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!